Corporațiile care și-au propus să scadă cheltuielile cu călătorile de afaceri și-au mutat atenția pe alternative ca videoconferințele, webcastingul sau teleconferințele în recesiune. Mai mult, într-un sondaj al Air Plus efectuat în urmă cu 2 ani, 81% din companii au spus că în primele 6 luni din acel an au crescut numărul de teleconferințe, iar 71% că au implementat conferințele web, în timp ce 38% utilizau chiar teleprezența. Totuși, în prezent, bugetele destinate deplasărilor de afaceri au început să se revigoreze. 59% din companii spunând că bugetul de călătorii de afaceri este mai mare sau la fel decât cel din perioada pre-recesiune. Soluțiile alternative de întâlniri rămân frecvente în multinaționale. Doar 1% din respondenți spun că întâlnirile virtuale au scăzut ca număr, în timp ce călătoriile de afaceri au crescut în acest an. 32% afirmă că întâlnirile virtuale au crescut ca număr, dar că nu au înlocuit călătoriile de afaceri, în timp ce alte 32% spun că în companiile lor a crescut numărul întâlnirilor virtuale, dar nu simultan cu turismul de business, ci în defavoarea călătorilor. O altă treime spune că acestea au rămas la fel ca anul trecut. Pentru majoritatea respondenților, cel mai important argument în favoarea întâlnirilor virtuale îl reprezintă costurile crescute ale călătorilor. Majoritatea respondenților consideră însă că doar uneori întâlnirile virtuale au fost mai eficiente decât cele față în față.